Surpriză pentru tine. Alexandra, corect? Am nevirit, da? Astăzi este o zi specială. Am înțeles corect, da? Așa au spus un agent secret. Așa, în primul rând dorim să vă spunem că sunteți cea mai minunată persoană de pe pământ pentru persoane dragi. Și ei, prin florile acestei minunate, vă cădunesc acest buchet. Toate florile de pe lume n-au un copot aici și nu-mi sunt câte o leacă. La mulți ani! De asemenea, dorim să vă îndulcim dizi de dimineață și avem un tort menonat pentru dumneavoastră. Acum, două secunde. Așa, el formează o cifră menonată pe care o împliniți astăzi. Vârsta de 15 ani. Felicitări! Aplauze, vă rog! Aș dori să vă întreb, cum credeți, din partea cui vine această surpriză minunată? Părinți? Aproape. Poate aveți ceva secrete? Cine putea așa să aibă așa idee? Sunt părinți, dar sunt încă persoane mai importante care vă iubesc. Din parte care nu pot să fericite. Astăzi personal, da, bunii. La mulți ani! Avem și un text de felicitare. Doriți să-l citim? Da. Scumpa noastră nepoțică, astăzi, atât pentru tine cât și pentru noi, este o zi specială. Iar noi vrem să știi că bunica și bunilul se gândesc mereu la tine și sunt mereu gata să te ajute cu sfat. Parcă ieri făceai primii pași, fie ca noi tăi pași prin viață să fii mai încrezători și mai puternici. De ziua ta îți dorim să ai parte numai de bine, sănătate, noroc și o adolescență frumoasă alături de părinții. Să crești deșteaptă, educată și amabilă, ești viitorul nostru. Noi ne mândrim de tine pentru că ești un soare pentru noi, cea mai luminoasă, dragă și scumpă. Îți dorim o zi cât mai frumoasă, te iubim din suflet și îți urăm încă o dată un mare, mare la mulți ani. Cu drag și mult dor din partea buneilor. Dorești să spui câteva cuvinte de mulțumire pentru bunei? Mersi mult! Și cât de tare le iubești? Foarte tare, bine. Bravo! Așa!